Somnul este o stare fiziologică de repaus în care tot organismul se reface pentru a-și putea relua activitatea în fiecare zi, fiind absolut esențial oricărei ființe umane. Repausul nu este însă total, deoarece creierul continuă să fie la fel de treaz noaptea ca și în timpul zilei, dar are alte atribuții. Cu toate că vorbim de repaus, cu greu am putea găsi pe cineva care nu s-a confruntat niciodată cu senzații ciudate și neplăcute în timpul nopții. Vă prezentăm câteva tulburări de somn și alte fenomene misterioase pe care știința deocamdată nu le poate explica. Paralizia în timpul somnului. Cum se manifestă? Persoana se trezește noaptea, dar nu se poate mișca. Acest lucru este însoțit de halucinații teribile și de sentimentul că cineva o urmărește. În antichitate, acest fenomen era atribuit forțelor demonice. De ce se întâmplă? De obicei, când adormim, creierul ne paralizează centrii motorii, astfel încât să nu facem nimic în timp ce dormim. În timpul paraliziei somnului, mușchii noștri sunt dezactivați în momentele când somnul este pe sfârșite sau chiar în timpul stării de veghe. Aproximativ 7% din populația lumii a experimentat acest fenomen cel puțin o dată în viață. Se pare că acest lucru se întâmplă mai des atunci când dormim pe spate. Halucinațiile hipnotice. Când persoana este între somn și starea de veghe, mintea conștientă percepe unele imagini pe care nu le poate controla. De multe ori sunt fețe groaznice sau creaturi fantastice. Adesea, aceste halucinații se întâmplă datorită stresului sau le apar oamenilor cu imaginație foarte bogată. Se poate întâmpla așa ceva și dacă adormim sub influența alcoolului. Vorbitul în somn. De obicei, persoana care suferă de această tulburare nici măcar nu-și dă seama de asta. Acest fenomen este complet inofensiv la nivel psihologic. Singurul dezavantaj este că ar putea spune ceva ce nu trebuie spus. Motivul este din nou stresul. Subconștientul persoanei încearcă să lupte împotriva a ceea ce o deranjează cu adevărat. Un vis în alt vis. Persoana visează ceva, apoi se trezește, dar observă că lucrurile ciudate se petrec în continuare. Pur și simplu a visat că s-a trezit. Ezoteriștii cred că un astfel de vis dovedește aplecarea persoanei către practicile spirituale. Totuși, știința nu poate explica de ce se întâmplă acest fenomen. Somnambulismul. Este o stare diametral opusă paraliziei somnului. Partea conștientă este adormită, însă mușchii nu sunt paralizați. Unii somnambuli inițiază conversații cu ceilalți, fac curățenie prin casă sau chiar își părăsesc locuința, ceea ce de multe ori este foarte periculos. Dimineața însă, somnambulii nu-și mai amintesc nimic. Aproximativ 10% dintre oameni suferă de somnambulism. Cauza acestui fenomen, precum și modul în care poate fi tratat, rămân în continuare necunoscute. Tulburarea gustărilor nocturne. Cei care suferă de această tulburare se îndreaptă spre frigider și mănâncă ceea ce poftesc, iar a doua zi dimineața nu-și mai amintesc nimic. Unii oameni se pun în pericol aprinzând aragazul sau mâncând ingrediente crude, congelate sau beau ulei. Nu se știu foarte multe despre această tulburare, în afară de faptul că are loc imediat după ce persoana a adormit. Terorile nocturne.
Denumirea de terori nocturne provine de la ce simte persoana care trece prin ele, dar și de la ce experimentează cei din jurul său. Țipete înfiorătoare, violență, nervozitate. Spre deosebire de coșmaruri, care au loc în starea adâncă de somn, terorile nocturne se întâmplă de obicei de vreme, chiar după ce persoana a adormit. Sindromul capului care explodează. Persoana se trezește ca după o explozie sau un zgomot puternic și uneori are impresia că sunetul a fost atât de puternic încât resimte o stare de șoc. Poate fi însoțită de un țiuit în urechi sau de senzația de înțepături în ochi. Fenomenul nu este periculos, dar generează multă frică. Unii sunt de părere că acestea sunt semnele unui accident vascular cerebral minor. Din motive necunoscute, neuronii responsabili cu procesarea sunetului se activează în timpul somnului. Acest sindrom se manifestă odată cu insomnia sau atunci când persoana schimbă fusurile orare după zborurile lungi cu avionul. Apnea în timpul somnului. Apnea în timpul somnului înseamnă oprirea respirației. În același timp, persoana se trezește. Calitatea somnului este redusă, creierul resimte lipsa de oxigen, iar dormitul devine aproape imposibil. În timpul acestor atacuri, tensiunea arterială crește și coboară alternativ, ceea ce poate provoca probleme cardiace. În timpul somnului, mușchii gâtului se relaxează, ceea ce împiedică funcționarea normală a tractului respirator. În zona de risc maxim se situează persoanele supraponderale, fumătorii și vârstnicii. Visele repetitive. Probabil cu toții am avut vise ciudate care reproduc același scenariu. Psihologii cred că în timpul acestor vise, creierul încearcă să reanalizeze evenimentele pe care le-am uitat. Aceste cadre vor fi reluate în timpul somnului, până când situația va fi pe deplin înțeleasă și rezolvată. Căzătura din pat. Persoana simte că pică de la înălțime, se agită și se trezește. Uneori, chiar înainte de acest moment, visează că zboară, dar se împiedică de un obstacol și cade. Se manifestă de obicei în cazuri de oboseală extremă și este întotdeauna o senzație foarte neplăcută. Experiențele astrale. Experiențele extracorporale sau astrale sunt fenomene neuropsihologice în care persoana rămasă între somn și starea de veghe se vede pe sine din afara corpului. Deocamdată, oamenii de știință știu doar că iluzia de părăsire a corpului se manifestă, însă nu cunosc cum funcționează sau de ce se întâmplă. De asemenea, știința nu înțelege cum poate fi eliminată această senzație. Unii oameni caută intenționat să atingă această stare, în speranța că astfel își vor extinde cunoștințele despre lume. Iluminarea în timpul somnului. Uneori încercăm să rezolvăm o problemă timp de mai multe zile și petrecem tot acest timp gândindu-ne obsesiv la un lucru. Și dintr-o dată, creierul ne dă răspunsul într-un vis. Important este să ne-l amintim. Un exemplu în acest sens este visul lui Einstein. Una dintre cele mai importante descoperiri din lumea fizicii i-a fost revelată lui Albert Einstein într-un vis. Se spune că Albert Einstein avea un vis recurent neobișnuit în timpul adolescenței sale. În vis, el se uita la niște vaci care stăteau lângă un gard electric. Fermierul care era proprietarul vacilor stătea în apropiere și opera un comutator care elibera curent electric și curenta animalele. În visul tânărului Einstein,
toate vacile săreau deodată în spate, cu o mișcare uniformă. Apoi, Einstein se ducea să vorbească cu fermierul, dar nu îl întreba de ce își electrocutează propriile vaci. În schimb, tânărul voia să știe cum vedea fermierul de la distanța la care se afla mișcarea făcută de vaci. Spre surprinderea lui Einstein, fermierul descria o altă imagine, în cadrul căreia vacile se îndepărtau de gard una după alta și nu toate odată, așa cum le observase Einstein din locul în care stătea. Visul părea absurd, dar Einstein a început să se întrebe dacă nu cumva avea o semnificație mai adâncă. Se spune că acest vis i-a inspirat ideea de mai târziu, conform căreia un eveniment oarecare poate să pară diferit de la o persoană la alta, iar aceasta din cauza timpului necesar pentru ca viteza luminii să călătorească de la o persoană la cealaltă. Această idee avea să devină un pilon al teoriei relativității. Acesta este doar unul dintre visele despre care se spune că l-au influențat pe Einstein în marea sa descoperire. Marele fizician este departe de a fi singurul individ celebru ale cărui vise au dus la idei care au schimbat lumea. În 1845, Elias Howe a avut un vis în care i-a fost revelată mașina de cusut. Howe ar fi putut da greș dacă nu ar fi visat cum construia o mașină de cusut pentru un rege tiran al unei țări ciudate. În vis, regele îi dăduse 24 de ore pentru a termina mașina. Dacă nu o termina, avea să fie condamnat la moarte. Howe a muncit foarte mult, dar în cele din urmă a renunțat. A crezut că urmează să fie executat. A observat că războinicii regelui aveau sulițe cu un orificiu la capăt. Soluția i-a fost revelată în acel moment, ochiul acului de cusut. Când s-a trezit, era ora 4 dimineața. A sărit din pat și a fugit în atelier. Până la ora 9, modelase deja un ac cu un orificiu la un capăt. Aceasta este povestea adevărată a unui incident important care a dus la inventarea mașinii de cusut. Savantul rus Dmitri Mendeleev era măcinat de gândul că nu poate reprezenta tabelul periodic al elementelor, dar într-o noapte a avut revelația așteptată într-un vis. Un lucru similar s-a întâmplat și cu chimistul german August Kekul, care a visat formula benzenului. De-a lungul istoriei s-au înregistrat multe alte exemple de descoperiri și invenții importante care au pornit de la un vis. Cum se întâmplă aceste fenomene? Uneori, subconștientul nostru are deja răspunsurile, dar această informație nu este transferată în partea conștientă a minții. De aceea, comunicarea acestor date se întâmplă prin vise. Visele ne fac, într-adevăr, surprize neașteptate. Probabil că multe vise reprezintă soluții la problemele cu care ne confruntăm. Din păcate, de prea puține ori descifrăm mesajele.